Pentru că a început Black Friday, am adăugat în coș și niște cauciucuri de iarnă, un frigider nou, că nu mai încape toată mâncarea în el, și cartea Secretele Succesului. Nu știu dacă am uitat ceva, dar ce este clar este că trebuie să fiu atent la ofertele de Black Friday, pentru că foarte multe dintre ele pot ascunde capcane. Președintele Infocons, Sorin Mierlă, este alături de noi. Bine ați revenit! Bună dimineața! În primul rând, casă de piatră, că până să intru am văzut. Felicitări! Mulțumim frumos, Lili, tu nu mulțumești? Nici nu mi-aude, nu mi-aude. S-a dat o casă de piatră aici. Deja s-a supărat. Da, da, mulțumim, Doamne ajută! Deja s-a supărat. Azi că ajungem noi acasă. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi de Sfinții Mihail și Gavril. Și la mulți ani și celor care sărbătoresc Black Friday. Și celor care... Black Friday este practic vineri. Adică odată cu finala de la emisiunea pe care ați prezentat-o adinauri, este și Black Friday. Nu știu dacă e coincidență sau nu. Black Friday-ul practic este, ar trebui să fie doar o singură vinere, da, neagră. Ar trebui să fie, dar ea... s-a lungit perioada. Se lungește și se lungește, cred că de acum până prin ianuarie. Dar... ce este Black Friday mai exact? Înțelegem. La început a pornit ca un fel de răspuns al consumatorului de a boicota tot ce înseamnă vânzările compulsive și astfel să fie o zi în care să nu cumpărăm nimic și astfel să arătăm puterea consumatorului, iar agentul economic în deșteptăciunea din zona de marketing a venit: ei, dacă nu vreți să cumpărați, vă dăm niște reduceri atât de mari încât să nu puteți să refuzați. Și atunci în acest mecanism intervine conceptul acesta de reducere, iar Infocons lansează cu această ocazie și un nou concept, reduceri, dar nu reducere asupra drepturilor pe care le avem, fiindcă de multe ori, mai ales în ultimii ani, a venit și acest concept: dacă produsul este la reduceri, ai puțină reducere la garanție, ai puțină reducere la anumite lucruri, ceea ce este ilegal, este imoral și incorrect. Iar referitor la cartea comandată, biletele în Tenerife și anvelopele de iarnă, ca să le spunem anvelope, cred că e important să fim atenți la trei lucruri. De când, dacă le-am comandat online, să vedem măcar că acel site este în regulă și cum putem să vedem. Intrăm la butonul de contact, vedem denumirea companiei și toate datele de identificare. Dacă este din România, bravo nouă. Dacă e din Europa, și mai bine, fiindcă ne protejează această lege europeană. Dacă e din afara spațiului Uniunii Europene, ar trebui să fim puțin mai atenți, fiindcă în cazul în care, Doamne ferește, este o problemă, este foarte greu de a putea media această reclamație. Care este al doilea lucru la care să fim Al doilea lucru la care să ne uităm, în primul rând, să vedem dacă produsul este corect din punct de vedere al neconformității. Fiindcă a început o perioadă, cam de vreo săptămână, pe teritoriul României și a zonei aceasta a țărilor est-europene, produsele care sunt identificate ca și neconforme sunt luate și delistate de la rafturile din Europa de Vest și trimise cumva spre zona aceasta. Și în zona aceasta de promoții vin aceste produse neconforme. Și aici discutăm și de bijuterii, și de anvelope. Discutăm și de tot felul de produse de îmbrăcăminte, produse de îngrijire corporală, șampoane. Deci să fim atenți la conformitatea lor. Da, da, conformitatea este foarte greu ca să putem să o gestionăm. Avem această aplicație în care te ajută absolut direct. Ai inclusiv poza produsului care este neconformitate, ca singur să poți decide, să poți vedea înainte de a comanda online sau mergi în magazin, poza produsului, care este produsul care este neconform. Este un sistem de alertă european cu toate produsele neconforme direct în aplicația gratuită Infocons. Iar al treilea lucru este extrem de important în momentul în care comandăm online, să știm că avem dreptul de retur în 14 zile, indiferent de justificare și fără să păstrăm ambalajul original. Adică Nu ni se poate spune că dacă am comandat o pereche avem de pantofi... Avem voie să fim condiționați. Exact, aceste condiționări. Aș vrea să știu, domnule Sorin Mierlea, cu cât timp înainte de Black Friday ar trebui noi să urmărim prețul unui produs, astfel încât să ne asigurăm că el este cu adevărat redus? Conform legislației, un preț redus poate să fie un preț, cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Dar am făcut o monitorizare anul acesta pe ultimile 90 de zile ca să vedem acele mituri, acele lucruri care chiar se întâmplă de multe ori, în care se cresc prețurile artificial, pomăvin cu o scădere în această perioadă. Dar ceea ce este cert, dacă în ultimile 30 de zile a crescut prețul sau a scăzut prețul sau a fost alt preț decât cel care este tăiat și pus reducerea, este o ilegalitate și 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorului. Raportăm. Iar cei care au fost mai atenți, care și-au făcut monitorizarea asta și s-au uitat din timp la un telefon, la un frigider, la o pereche de pantaloni sau la o excursie, că aici nu vine condiționarea cu privire la anumite produse sau servicii. Așa că
Dacă comandăm o masă și ieșim cu doamna la masă la un restaurant ca să-l avem mai ieftin de Black Friday, sau am comandat bilete de avion și dacă au fost în ultimele 30 de zile mai ieftine, atunci este acest tip de neconformitate. Dacă facem cumpărături online și știm că, în general, acum ăsta e trendul, la ce trebuie să fim atenți? Ce spuneam, site-ul să fie măcar de pe teritoriul României sau Uniunii Europene, să verificăm pe teritoriul României, intrăm pe site-ul mfinanțe.ro și verificăm firma, dacă nu e cumva firmă de construcții și pe site ne vinde ochelari de brand. Da. Doi la mână, dacă nu identificăm acea firmă sau nu-i sunt datele de contact, nu cumpărăm sub nicio formă, ne uităm la greutatea și la dimensiunea produsului, să nu ne trezim că am comandat pantofi și vin papuci de copii. Și nu în ultimul rând, ar fi bine ca în raportul care îl avem cu banca emitenta cardului, dacă facem plata online, să putem să oprim oricând transferul în cele 15 zile, ca nu cumva când ajunge acasă perechea de pantofi să nu fie decât o cărămidă. Și atunci toate aceste lucruri, dacă suntem puțin atenți, iar faptul că avem acel drept de a returna produsul în 14 zile, indiferent de problematică, ne acoperă, dar au și creat probleme pentru site-urile internaționale, fiindcă s-a întâmplat, sunt câteva site-uri de-astea celebre, românii au început să comandă produsul, scoate produsul, bagă două cărămizi sau un produs fake, sau un alt tip de produs și îl returnează. Și ceilalți spun, domne, păi ne-ați returnat altceva decât v-am trimis, și au început și niște probleme care de data asta se implică poliția. Dacă ne permiteți, hai să rămânem în zona online, pentru că în momentul ăsta acolo stăm cel mai mult. Câtă încredere ar trebui să avem în comentariile și în recenziile pe care le găsim în online la diferite produse? Cred că în ultima perioadă toate aceste comentarii au o doză de scepticism, dacă este să o luăm, fiindcă unele sunt chiar plătite. Sunt plătite să fie bune, sunt plătite de concurență să fie nu atât de bune, și atunci din această perspectivă se și pregătește o legislație cu privire la tot ce înseamnă aceste review-uri care sunt fake și pot fi identificate ca și fake, dar eu cred că în primul rând trebuie să ne bazăm pe ceea ce spun colegii, prietenii, dacă au mai cumpărat produsul respectiv, să ne bazăm pe ceea ce considerăm noi și fiecare dintre noi că este corect sau bine, fiindcă acele recenzii de 5 stele, 72 de stele sau mai știu eu ce, sunt destul de sceptice, iar când discutăm de cazări, discutăm de toată zona aceasta, este același lucru, fiindcă am pățit și personal, avea 5 stele și era nici de 3 stele, ca și rating mă refer, sau și chiar și invers. Așa că nu cred că ar trebui să punem bază foarte mult, dar ceea ce putem face, putem să dăm un research pe internet, măcar vedem dacă produsul sau site-ul sau firma respectivă a luat amenzi în ultima perioadă, a apărut în aceste, să spunem, comunicări oficiale sau loturi ale produselor respective, ale site-ului respectiv sau din gama respectivă de brand au apărut în aplicația gratuită InfoConț ca produse neconforme. Fiindcă dacă unul dintre produse a fost neconform, posibilitatea ca și altul ar putea să existe și atunci ne punem, să spunem, un semn de întrebare. Cum ne recomandați să facem plata în cazul achizițiilor online? Să plătim direct cu cardul când facem cumpărătura sau să așteptăm livrarea și să plătim la livrator? Indiferent ce ar fi, important să plătim cu cardul, să nu plătim cash, fiindcă plata cash, chiar dacă este la ramburs, înseamnă că ținem destul de mulți bani cash și Doamne ferește ce se poate întâmpla în casă, Doamne ferește ne tâlhărește cineva, dar putem plăti și în avans, cum spuneam, putem denunța acea plată imediat către bancă. Dar pentru asta ar trebui să înțelegem că avem acest serviciu, avem acest drept cu emitentul cardului respectiv, dar ceea ce este cel mai important este am primit și nu ne place, am primit și nu-l dorim, am primit și nu este ceea ce ne-am dorit ca și culoare, mărime sau ceva, îl putem returna fără niciun fel de justificare. Apropo de returnat, dacă mergem într-un magazin fizic și cumpărăm un produs de acolo, în ce condiții putem face acest retur? Nu avem niciun drept acolo. Conform legislației, nu avem niciun drept să returnăm produsul, că nu ne place, că nu ne vine, că, nu știu, am făcut un cadou și cel cu care am făcut cadou nu-i vine mărimea și vrem să-l returnăm, nu avem dreptul conform legii. Sunt magazine însă care ca și publicitate comercială, ca și mecanisme comerciale, acceptă returul sau schimbul produsului. Ceea ce se întâmplă este dacă produsul are un defect de fabricație și nu poate fi reparat de către cel care l-a pus pe piață în 14 zile, atunci putem să ne luăm bani înapoi. Altfel, conform legislației, deci doar dacă există doar dacă este un defect de fabricație care nu poate fi remediat în 14 zile. Și acest lucru este extrem de important, că este vorba de un pantof, de un frigider, de o bijuterie, că este vorba despre, mai știu eu ce altceva, despre, nu știu, o cană, o mobilă sau ceva. Deci, efectiv, doar dacă are un defect de fabricație. Altfel, magazinul nu are obligație legală, că există o garanție comercială. Iar aici, când discutăm de garanția comercială, trebuie să facem precizarea că
în condițiile de garanție comercială, deja poate să vină cu condiționări. Ceea ce înseamnă că spune, poți să aduci mobila înapoi sau poți să aduci pantofii înapoi, dar vreau să fie în ambalajul original, să fie legat cu o fundiță roșie sau ceva. Aceste condiționari fac parte din acordul comercial, ca și publicitate și marketing, ca și pachet comercial al agentului comercial și se exclud din punct de vedere al legislației. Mulțumim frumos pentru informații. Cu mare drag. Sorin, să avem un Black Friday bun după ce ne uităm la emisiunea voastră, dar descărcând aplicația gratuită Infocons și salvând numărul 021 9551. Mulțumim frumos pentru informații. Fugim acum la Lili și la Șurbel.